Vladimir Plahotniuc în 2009 a avut vreo treabă cu asta totuși sau nu? Nu este adevărat. Vă rog să mă credeți, eu am fost, eu m-am întâlnit cu domnul Lupu pe 9 aprilie, când încă Parlamentul stingea. Da, fumega acolo în jur. Eu m-am întâlnit în clădire unde stă acum speakerul Parlamentului. Uh-huh. Era o clădire cam părăsită încă atunci, nu era acomodată la șederea președintelui Parlamentului. Și i-am spus că, uite, ce s-a întâmplat 7 aprilie este o nouă pagină. Și, din punctul meu de vedere, ar fi bine ca să ne gândim împreună ce facem pe viitor. Fiindcă eu am înțeles că 7 aprilie este o zi de cotitură și pentru Partidul Comuniștilor, și pentru evoluția evenimentelor din Republica Moldova. Și am avut această discuție pe nouă. Cred că a doua oară ne-am întâlnit peste 3-4 zile. Și după aceea ne-am întâlnit 10 de ore și am discutat. Domnul Plahotniuc a apărut pe urmă în Partidul Democratic.